Conducerea Spitalului de Urgență din Roman este nemulțumită de faptul că, în conformitate cu legislația actuală, spitalele primesc bani doar pe serviciile contractate și nu pe cele efectiv realizate. Da, 1679 după nouul contract, 1750 și era înainte de luna august. 1700. Diferența este din sumele, din economiile noastre. Noi nu avem decontate decât numărul contractat de cazuri pe ceea ce înseamnă spitalizarea continuă. Putem depăși și ne se decontează spitalizarea de zi, care poate depăși valoarea contractului și se decontează. Ceea ce este peste contract nu se decontează. În principiu, dacă n-ar fi urgență, ar putea fi programată. Dacă nu, în cazul în care este urgență, așa cum știți, 70% din internările noastre provin din urgență, astfel încât asta chiar nu o putem programa. Se știe că fondurile alocate unităților spitalicești sunt total insuficiente și neacoperitoare a serviciilor medicale prestate de furnizorii de servicii medicale. În aceste condiții, spitalele sunt nevoite să acopere toate serviciile nedecontate de Casa Județeană din fonduri proprii, ceea ce afectează grav bugetele și așa insuficiente ale unităților sanitare.